Vă salut, dragi prieteni, multă sănătate. Ne-am refugiat aici la o căbănuță, o mini-căbănuță în mijlocul pădurii, alături de mine Adrian, da? Vă salut și eu. Ne-am strâns aici la un jar, după cum vedeți de față, un grătar. Facem și noi o fripturică, alături aici facem și o cafeluță, un ceai, ceva, de ce nu. Este sâmbătă și am programat, de la începutul săptămânii am programat să facem și noi o ieșire în natură, că e plăcut pentru noi, natura înseamnă foarte mult. Am găsit aici o oază de liniște, totul este mirific, te liniștești, te încarci cu energie, practic te încarci cu energie, ne simțim foarte bine și am zis să împărtășim cu dumneavoastră aceste momente, aceste clipe care, zic eu, sunt plăcute și... Sunt într-adevăr de neuitat. Da, și de neuitat. Cât mai ține timpul, că până la urmă cât mai ține timpul și toamna asta. Da. A fost o toamnă lungă, o toamnă frumoasă. N-a fost, de regulă, toamna cam plouă. Da, într-adevăr, ține vremea cu noi. Dar a ținut cu noi și sper să mai continuăm cu clipuri de genul ăsta. Ceva simplu, ceva frumos. Și am zis ce să facem mai mult de atât, nu? Mai mult de atât, nu, peste liniște. Sănătate să fie. Sănătate și uite așa, pe primul loc. Jarul nostru a început să se topească, Adrian, după cum vezi. O să mai băgăm ceva pe el, pentru că în seara asta vom înnopta aici, deci dormim aici. Ai da, da, fără doar și poate. Nu mai putem pleca oricum, pentru că tractorul a plecat, da? Câinii i-am săturat, le-am dat mâncare în avans, le-am dat ca lumea să mănânce apă, tot ce trebuie. Așa că ne-am refugiat și noi un pic, am căutat așa un refugiu, dacă vreți. E plăcut, e frumos. Stați aproape că n-o să regretați. Spuneam mai devreme că o să noptăm aici. Asta este o cămăruță, da? Suficient cât să ne adăpostim. E și o sobă cu plită acolo. O să vă filmăm după. Ne-am strâns aici cu tot bagajul, cât o cratiță, cât un ligenuș, o legumă, niște saci de cărbuni, un felinar, după cum puteți vedea acolo, ceva proiectări. Avem și un generator de curent. Deci suntem înarmați cu absolut tot ce ține de condiții. Deci avem strictul necesar, nu ne trebuie mai mult, cu toate că nu cred că o să pornim noi generatorul, dar am zis să fie pe timpul nopții, să avem și o sursă de lumină, să nu ne pomenim cu Moș Martin pe aici, pentru că e o pădure abundentă, o pădure deasă, și din ce am stat de vorbă cu localnicii, ar cam vizita ursul zona respectivă. Așa că oricum nu ne facem probleme, suntem înarmați cu macete, topoare și tot ce ține de apărare. Da, asta e. Haideți un pic și înăuntru. Da, bun. Aici avem o sobă cu plită. Pentru în seara asta, cred că o să facem și un pic de abureală. Un cuptor acolo, o să punem și un cartof la copt, nu știu, vedem. După cum vedeți, aici avem și o canapea, ne-am mai luat și noi cât o pilotă, avem și o saltea gonflabilă. Ia să mă pun așa aici, în canapea asta, să vedeți cam cum stăm noi aici. Eu cu Adi o să mai stăm la un jar, la o poveste, la o discuție, fetele o să se retragă mai pe seară când se răcurește. O să se retrag aici în această odăiță, dacă vreți. Pe noi ne liniștește. Simțeam nevoia să evadăm puțin, da? Și să ne întoarcem un pic în timp, dacă vreți, pentru că aici chiar te pot spune că te întorci în timp. Adică mai tot omul cu asta a început, cu o odaie, nu cred că s-a născut toată lumea în lux. Da, asta e o măsuță unde să luăm și noi masa. Avem aici și o lampă, o să o aprindem mai pe seară să vedeți ce plăcut este. Să ne aducem, oarecum să ne aducem aminte de vremurile de altă dată. Asta e și ideea. Și așa, stați aproape, activați clopoțelul, pentru că noi o să mai venim cu astfel de surprize, zic eu.
Aici a fost trasă și rețeaua electrică, da, de curent. Nu avem lumină, deci este întreruptă, ceva s-a rupt pe traseu, pentru că suntem într-o zonă în mijlocul pădurii și posibil că s-a rupt ceva, pompa acolo a rupt firele și ne-a spus proprietarul de la această căsuță, ne-a spus că nu funcționează curentul. Dar nu e problemă, noi avem și un generator. Deci nu avem curent la rețea, curent de la rețea. Nici nu ne trebuie, pentru că o lampă de genul ăsta va fi foarte odihnitoare, va fi foarte frumoasă. O să vedeți pe parcursul acestui clip. O să punem și niște legume pe lângă acest purceluș, pe lângă acest pui. În partea dreaptă. Între timp am pregătit și tuciu. Am pregătit tuciu, vom face și o mămăliguță. Mă dau un pic mai în spate că jarul a început să-și pună cuvântul. Da, ne aflăm în mijlocul pădurii, cu prietenii noștri, da, în praf. Ai noștri, da? Ai noștri de pe sector. Facem și noi aceea, să ne simțim bine. Ce poți să faci într-o oază de asta de liniște, într-un refugiu, dacă vreți? O friptură, o legumă, am luat și niște ardei, am luat și niște cartofi. Stați aproape să vedeți cum va ieși acest purceluș. Cu o mămăliguță am pus-o acolo în dreapta, o pregătim acum. Sper că ai luat, Adi, mălaiul. Avem două pungi pregătite pentru... Bun. Alături de noi, Dan Praf, care chiar îl invit aici să intre și el în cadru cu noi. Cam asta este echipa. Vă salut. Cam asta este echipa, gașca noastră de prieteni. Eu sunt cu întreținutul focului. Pregătim să facem o mămăliguță, atenție, la tuci de cupru, da? În momentul ăsta, oricum, mi-am luat veselă de cupru, mi-am luat veselă de fontă, am terminat cu aluminiu, am terminat cu tot ce înseamnă tefal și așa mai departe, am trecut pe cupru, așa e, când pleci de acasă, mai uiți câte ceva. Aveam nevoie de un făcăresc pentru că facem o mămăligă. Am improvizat aici un lemn de fag. L-am curățat în prealabil. L-am șlefuit un pic. Nu ne trebuie decât să mestecăm un pic acolo mălaiul. Apa noastră e aproape fierbinte. Mai trebuie să-i punem un pic de sare, mălăiașul și să vedeți ce mămăligă minunate vom scoate la acest tuci. Veniți aproape să vedeți despre ce e vorba. Aici avem un ibric tot de cupru. V-am zis că am trecut pe vase de cupru. Un tuci de 3 mm, dacă nu 3 plus. Foarte drag mie acest tuciuleț, da? O să mai facem și un borș de pește. De-aia vă spun, activați cropățelul, dați un share, un like, pentru că o să fiți uimiți și o să aveți ce vedea la noi aici pe acest canal, atât la mine cât și la Eli și Eve, da? Canalul Eli și Eve al lui Adi, canalul Dan Praf, da? Care îl știți cu toții. Abonați-vă pentru că aveți ce vedea. Am improvizat un băț, l-am curățat frumos așa. E
important e să putem mesteca acel mălai, să facem și noi o mămăliguță aici, în mijlocul naturii, aer proaspăt, simțeam nevoia de acest refugiu. Noi așa am fost obișnuiți de-a lungul timpului, pentru că nu suntem de ăștia sofisticați cu fițe și figuri. Noi suntem niște oameni care am crescut la țară și vrem să ducem tradiția mai departe. Stați aproape că nu o să pierdeți. Un pic de mămăligă, hai ducească. Cât mai stă cu tine vorbim? Da, nu, eu insist să fac și un parpalac. Ai să râzi, dar eu sunt adeptul la un parpalac. Mămăliga și ea acolo în prealabil. Să mă dați farfuria jos, mămăliga, uite așa să facem. Asta e mămăliga, când nu e cu mâna de aici. Cu ștucul, Dane, cu ștucul! Băi, cu ștucul, mă, că nu ne-a învățat părinții noștri cu fulculiță și cu sofisticate, da? Băi, cu ștucul, mă! Băi, îți pun răsura dacă te-o mai luat cineva. Băi, nu? Pot spune că mă simt foarte confortabil aici, în această odăiță. Un miros de lemn, un miros de pădure, un miros un pic old, da? A vechi, care nu mi-aduce decât liniște și multă fericire. Mă simt extraordinar, simțeam nevoia să-mi încarc bateriile. V-am spus, facem o noapte albă, un stapă lângă foc. Aici, în această odăiță, vor intra fetele, pentru că ele sunt mai sensibile cu frigul. Nu e o încăpere prea mare, cu toate că avem saltele gonflabile, avem ceva pilote, dar am băut câteva cafele, am mâncat, ne-am simțit bine, am stat și noi acolo la o bere cu autodomul și nu cred că ne cuprinde așa oboseala, pentru că nu sunt un om să mă curc odată cu găinile, așa că mă regăsesc în acest peisaj, mă simt foarte confortabil. Cred că o să mai venim aici să mai filmăm. Avem aici de față o lampă care vine și ea cu un surplus de liniște, da? Ne simțim foarte confortabil și credeți-mă că fac acest clip pentru a vă transmite ceea ce simt noi aici. Și stați aproape alături de mine. Ceau! Știe preferințele noastre, așa că a venit la pachet și cu o cremă de zahăr ars. Wow! Aici, în mijlocul pădurii, o cremă de zahăr ars. Un desert, chiar aveam nevoie de el. Să ne mai îndulcim și noi un pic. Mami, iată-ne! Încep cu tine, poftim! Mulțumesc! Mulțumesc frumos! Și să-ți păstreze Dumnezeu obicei! Să ne ține Dumnezeu sănătos! Când mi-o fi mai rău, să ne fie ca acum! Da!